Reprezentanții poliției rutiere Gorj au ieșit astăzi la datorie și nu oricum, ci hotărâți să le impresioneze pe doamne și domnișoare cu mici atenții, precum flori și felicitări, alături de urările de bine ale polițiștilor. Cu ocazia zilei de 1 martie, poliția rutieră Gorj este alături de participanții de trafic, în special de conducătorile auto, și le-a oferit acestora în trafic felicitări și flori. Și cu urarea de a avea o primăvară frumoasă și drumuri cât mai bune. De asemenea, toate șoferițele au fost iertate astăzi pentru greșelile făcute în trafic și au primit sfaturi și recomandări de la polițiști. Astăzi toate femeile sunt iertate pentru abatere în trafic, dar le solicităm ca pe viitor să fie cât mai atente, să manifeste atenție și prudență în trafic și să respecte legislația rutieră. Gestul polițiștilor a sensibilizat participantele la trafic care speră să nu aibă parte de evenimente rutiere și ca polițiștii rutieri să fie mai indulgenți și în alte zile cu reprezentantele sexului frumos. Deci cu ocazia zilei de 1 martie, poliția rutieră vă oferă în dar această floare și felicitare și vă urează drumul cât mai bun. Să aveți o primăvară frumoasă. La mulți ani vă rog. Mulțumesc. Părere aveți despre inițiativa? Foarte frumos. Foarte frumos. Nu e primul an, probabil. Am mai văzut. Poliție rutiere, vă dorim să aveți o primăvară frumoasă și tot ce vă doriți. Și să nu aveți evenimente rutiere. Vă mulțumim, asta e foarte important. Și o primăvară frumoasă, să rămână și tot ce vă doriți. Și noi vă urăm cât mai puține evenimente negative. Consider această inițiativă una foarte favorabilă. Apreciem noi femeile că ne acordă și nouă puțină atenție și i-am rugat pe domnii polițiști să fie foarte atenți cu noi în trafic, că noi întâmpinăm tot timpul mici dificultăți la parcare, la chestii dintre astea așa unde nu ne pricepem foarte bine. Să ne acorde și nouă mai multă îngăduință.